Bună seara, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, bun găsit! Vorbim despre agricultură în seara asta, dar încheiem săptămâna cu agricultură. Domnul Mihai Ghere, consilier Direcția Agricolă Brașov, bună seara, bine ați venit! Bună seara, bine v-am găsit! Domnul consilier, haideți să începem cu culturile atipice, că tot acolo ne lăsasem înainte să înceapă emisiunea cu poveștile noastre. Avem culturi atipice pentru Brașov. Pare a fi, nu știu acum cât e de real lucrul ăsta, dar pare a fi mai rentabil să cultivi plante exotice sau plante medicinale decât grâu, cartofi, ce eram noi obișnuiți. Din păcate, agricultura suferă o schimbare majoră. Deci culturile tradiționale devin din ce în ce mai puțin rentabile. Exemplul cel mai tipic e cartoful, care nu prea se mai cultivă în județul Brașov. Suntem într-o cădere drastică la suprafețe. Și sigur, în locul acestor culturi, trebuie să apară altele. Cultura cea mai extinsă din cele de care vorbim este rapița. Dar pe lângă rapiță apar o serie de alte culturi, în special arbuști fructiferi de diferite proveniențe, din Tibet și până în țările tropicale. Adică noi cultivăm plante tibetane la Brașov. Exact. Goji este o plantă originară din Tibet. În județul Brașov, după știința mea, există două plantații din această specie, una la Augustin și una la Arin. Ele sunt la început. Deocamdată nu putem vorbi de cât de rentabile sunt. Sigur, fructele care se găsesc în supermarketuri sunt extrem de scumpe și dacă producătorii vor reuși să intre în aceste rețele comerciale, atunci vor avea succes. Da, este, știu eu, schimbarea asta de... Cred că trebuia să se întâmple totuși, nu? Schimbarea asta în agricultură. Atât timp cât vorbim despre cartofi, sunt țările astea din Nordul Africii, mai ales Egiptul, care are două culturi pe an, nu? Deci în Egipt se fac două culturi de cartofi pe an, îl irigă exact acolo, sol, căldură, tot ce are nevoie cartoful primește. Este normal să intre pe piață, că trebuie să facă ceva cu cartofii aia, nu? Corect. La urmă. Și probabil că îi dau și destul de ieftin. Așa este și prețul este mult influențat, dumneavoastră ziceți, de Egipt, dar vorbim de țările din Uniunea Europeană care subvenționează puternic producția și piața românească practic este inundată cu cartofi din Polonia, din Germania, care sunt la un preț inferior cartofilor noștri. Da, și pentru că fermierul și-a dat odată bani acolo și... Da. Și desigur că în locul acestor culturi, v-am spus, trebuie să apară ceva. Spuneam de plantele de goji, dar specia cea mai extinsă în județul Brașov, de fapt, este afinul de cultură, care nu seamănă cu afinul tradițional care se găsește, afinul sălbatic din pădurile noastre. Este o specie care hibridă, a fost, probabil. Da, a fost oarecum ameliorată din acest afin, dar arată cu totul altfel. În județul Brașov, mai ales în zona Făgărașului, avem suprafețe destul de mari. Deci, noi am emis autorizații de plantare pentru circa 450 de hectare de afin. Sigur că din ăstea o parte sunt în faza în care se întocmesc proiectele și se depun la AFIR pentru finanțare, dar la această oră avem în cultură circa 150 de hectare. Avem deja plantații de afin care sunt în al 10-lea an, deci produc din greu. Deci, și au oamenii ăștia unde să vândă? Eu vă spun sincer că mănânc, dar am niște cunoștințe pe la Făgăraș de la care iau. Da. Nu i-am întrebat niciodată dacă au unde să desfacă. Eu mă bucur că primez niște afine bune, dar mai mult de atât n-am întrebat. Deci, marea majoritate a producției, circa 80%, se vinde în Germania. Ei au contracte, au un depozit frigorific, de fapt nu este al lor, dar e al unui producător de mere la Cincu, își depozitează producția până în momentul în care reușesc să adune suficientă cantitate pentru a încărca tirul. Pentru că, vă dați seama, ele pleacă la capacități, fiind
și utilaje frigorifice, că așa se transportă, în momentul în care are cantitatea suficientă, vine tirul și transportă în Germania. Le-a luat și asta-i treaba. Da. Există o problemă cu aceste culturi în general. Ele au nevoie de o forță de muncă extrem, sau de foarte multă forță de muncă manuală. Culesul lor este o activitate extrem de migăloasă. Cred fiind că de asta fructe, sunt și prețurile sigur, mai mari un pic, da. Fiind fructe mici și care în general se coc eșalonat, deci ele nu se coc toate odată. Se coc eșalonat și atunci tot timpul trebuie să culegi. Deci treci astăzi, peste 3 zile trebuie să treci din nou peste aceleași rânduri. Să culegi din nou. Din cauza asta și prețul de cost este mare, dar toți cei care au culturile acestea de afin se declară în general mulțumiți de rezultatele financiare. Corect. Nu la fel de mulțumiți cum se declară producătorii de grâu, producătorii de cartofi, producătorii de porumb. Bine, poate mai și exagerează unii dintre ei, dar oricum cred că pe ansamblu treburile nu merg bine. În general, la noi producătorii de cereale, de cartofi, nu sunt organizați. Ei nu pot să-și impună un preț. Și ca atare, în anii în care avem producții mari, avem prețuri extrem de mici. Exemplu concludent e chiar anul acesta, în care marii producători de cereale mari la noi, pentru că un producător de 300 de hectare nu este foarte mare în România, e mare în județul Brașov, dar ei fac 5.000-6.000 de kilograme la hectar și își vând producția la 50 de bani. Deci realizează, obțin undeva în jur de 3.000 de lei pe hectarul de cereale și cheltuielile sunt cam tot pe acolo. Deci, practic, venitul lor la 5.000 de kilograme pe hectar e undeva subvenția pe care o acordă APIA. Adică nimic. Deci, practic, sunt niște bani, sigur, dar nu e... Deci, până la urmă, încheie anul cu profit, dacă fac minim 5.000 de kilograme, dar prețurile sunt extrem de mici. Apoi, de ce nu? Eu am mai discutat aici și cu domnul Benea de la sindicatul cartofului, da. Care îmi place mie să zic, chiar dacă e Federația Cartof. Oamenii ăștia ar trebui să se organizeze, să devină fermieri. Bun, am trecut prin perioada comunistă, nu ne plăceau nu ne mai plac CAP-urile, nu mai... Dădea cineva un exemplu pe o rețea de socializare acum vreo câteva zile, apropo de un CAP cu o denumire ușor schimbată, undeva prin județul Timiș, care merge de rup pe locul. Deci au tractoriștii din CAP-ul ăla, au și 2000 de euro salariu pe lună. Yeah. Bine, și muncesc, adică să nu vă imaginați că stau pe acolo și se facă repară un tractor cum făceau ea la IAS-uri și cum se mai numeau stațiile SMA, ori stația de mecanizare a agriculturii. Stăteau toată ziua și frecau cât un șurub la un tractor vechi. Oamenii ăia muncesc, dar 2000 de euro în salariu, sunt unii care povesteau că n-au ce face cu atâția bani. Deci, din păcate, noi avem teama asta excesivă de orice formă organizatorică care să ne sprijine în valorificarea producției. În județ avem trei grupuri de producători, că acestea sunt cele care se ocupă în general cu comercializarea și toate trei merg bine. Niciuna nu este pe cereale sau... să zicem, pe culturi în general. E una care e pe cartofi la Făgăraș, de fapt la Voila, care funcționează, care ambalează cartofii produși de membrii cooperativei sau membrii grupului și valorifică prin supermarketuri. Tot fac ceva, adică indiferent exact, cum s-ar numi. Și prețurile obținute sunt cu totul altele. Un alt grup de producători pe lapte de vacă reușește să adune o cantitate mare de lapte și a negocia prețuri cu unul din procesatori la un leu, la 97-98 de bani. Deci sunt cu totul alte prețuri decât cele pe care le oferă alți procesatori producătorilor individual, undeva la 60-70 de bani. Ideea asta ar trebui să prindă în general la toți producătorii, indiferent ce produc ei, ei ar trebui să se asocieze.
Eu cred că ar trebui să existe niște asociații naționale. Frate, nu cred că sunt atât de multe chestii care se țin de agricultură în România. Putem să avem o asociere, o asociație, o cooperativă, mă nene, cooperativa asta care este o denumire folosită sună peste tot pic, în lume. Sigur, pentru dar la noi sună CAP. Dar nu e același lucru. Dar, până la urmă, și ca principiu ar putea să-și facă unii cu rapița sau plante sigur, tehnice, alții cu plantele astea exotice, aronia, goji și așa mai departe, paulonia, cartof, sfeclă, porumb. De altfel ar discuta cu hipermarketuri, cu supermarketuri, cu producători finali, cu procesatori, cu cine vor ei. Dar oare... Probabil că ăștia care au interes le-ar plăcea mai mult să-i țină dezbinați. Sigur că atâta una timp... Una e să iei cu 60 de bani litru de lapte. Atâta timp cât discuți cu fiecare om în parte pentru o cantitate mică de orice produs, îi ofer cât îi ofer și sigur că omul săracu ce să facă? N-are nicio altă soluție. Trebuie să vândă. Am pomenit de aronia și paulonia. Aronia, avem și aronia în județul Brașov. Avem... Culturi tinere, și, cum se numesc da, astea. Avem și o suprafață, de fapt două plantații avem de aronia, deocamdată suprafețele sunt mici, în jur de 2 hectare sau amândouă la un loc. Am înțeles că aronia asta este fructul ăla care până la urmă seamănă un pic cu afina, nu? Da, seamănă un oarecum, pic așa. Da. Au cu totul și cu totul alt gust, mie personal am încercat să... dar nu mi-a plăcut foarte tare. În schimb, am înțeles că are vitamina C mai mult decât toate lămâile la un loc. În general, aceste fructe sunt extrem de bogate în vitamina C, în antioxidanți de tot felul. Și cele care au un gust mai neplăcut pot fi folosite pentru prepararea unor sucuri sau siropuri naturale. Și atunci, sigur că valoarea sau gustul lor se schimbă și crește și valoarea. Am văzut niște combinații, cred că Plafarul face niște combinații de-astea cu fructe de genul ăsta, aronia, și cu chestii produse din miere sau, mă rog, da, de la albine. Da, și ca să le mai îndulcesc. Ca să vă dau exemplu de ce înseamnă procesare tot în acest domeniu, în județ avem 3 plantații de trandafir pentru dulceat. Deci eu cred că am văzut una pe la Săcele. Toți, nu. Cea de la Săcele este producătoare de butaș. Am înțeles. Am văzut niște mulți trandafiri la un loc și m-am gândit că pentru aia sunt. Deci toți trei producătorii prelucrează acele petale de trandafiri și fac dulceață de trandafiri pe care o valorifică extrem de scump. 2 din ei au participat la expoziții în Germania și au contracte bune încheiate cu nemții pe produsele respective. Da, eu am aflat. Și să știți că nu e de asta aflată pe la colț de stradă sau pe vreo rețea de socializare. Deci în momentul în care se face o dulceață, un gem, nu știu ce, la mod industrial, nu vorbesc de partea asta cu trandafir, că probabil nu e chiar la mod industrial, e mai restrâns, de aia probabil că sunt și prețurile mai mari, mai se folosește mult dovleac. Da. Pentru că dovleacul este neutru și ia tot orice gust îi se alătură. Nu e rău, dovleac e bun, mâncăm plăcintă cu dovleac, de ce n-am mâncat și e dulceață? E bun ca dovleac sau ca dulceață de dovleac, dar deci acești 3 producători de care vorbesc au plantații pe suprafețe mici, undeva până în 2500 de metri, deci suprafețe pe care le lucrează în familie. Recoltatul petalelor este de asemenea o muncă extrem migăloasă, de migăloasă. Corect. Și acasă își produc dulceața, există o tehnologie de producere. Tradițională, de ocin, probabil, sigur, da. Da. Cel puțin 2 din ei chiar au atestate de produse tradiționale pentru dulceața respectivă. Am înțeles. Deci e cu totul și cu totul altceva decât am deci găsit industrial. Deci nu sunt mari producători, nu. Deci nici unii din acești cultivatori de arbuși fructiferi nu pot fi considerați fermieri mari. În general sunt suprafețe mici. La Afin sunt vreo 2-3 plantații care ajung undeva în zona a 10 hectare, dar nu mai mari. Deci ele nu sunt totuși plantații foarte mari. Am înțeles. Nu, pentru că e foarte greu de cules, e sigur foarte greu da, de controlat. Nu există mașinării. Vorbind de recoltare, faptul că aceste fructe se coc eșalonat,
Da, am înțeles. Nu prea permite recoltarea lor mecanizată. Corect. Pentru că mașina nu are cum să sorteze sau să culeagă numai boabele coapte și cele. Singura cultură sau una din culturile care merge foarte bine pentru recoltare mecanizată este cătina. Noi avem extrem de puțin în județ, avem undeva la 2 hectare. Cătina se recoltează prin tăierea crengilor în momentul în care se coc aceste fructe, depozitarea în spații frigorifice și ulterior se scutură. Există mașini speciale și acolo recoltarea merge o singură și dată. Crengile și alea cresc iar. Crengile cresc iar și vor produce în al doilea an. Deci nu în anul următor? Nu, și în general plantațiile de cătină se înființează în 2 ani. A, ca să ai fiecare an de an produce jumătate din plantații. Corect. Paulonia am și eu acasă. Deci și ăla e pomul minune. Eu n-am mai văzut așa ceva. Deci iarna nu rezistă din cauza frigului. E o plantă exotică, să zicem, da? Tropicală. Exact. Iarna nu rezistă, se usucă și moare. Cum dă frigul, gata, e cad frunze, se face urât rău de tot. Nu mai e ce face cu el. Primăvara a dat din nou. Până în august-septembrie are 3,5 metri. Sunt niște arbuști foarte drepți și cu un lemn incredibil. Deci, paulonia ar trebui să fie plantată pentru producție de lemn. Practic, ea n-ar trebui să înghețe. În țară există plantații care, într-adevăr, merg bine, dar ele cam toate sunt în zona de sud și de vest a țării, unde iarna nu sunt acele geruri. E suficient să fie 2-3 zile de minus 15 grade și planta îngheață. Faptul că, într-adevăr, la noi lăstărește an de an, nu înseamnă că este o afacere. Afacerea ar fi dacă acei copaci în 6-7 ani ar ajunge la 15-20 de metri înălțime și la o grosime de vreo 30 de centimetri, pentru că ritmul de creștere este, într-adevăr, fantastic. Și atunci ar fi o afacere chiar bună. Așa, ce este, ce vedem amândoi, după mine, este un eșec. Un surogat da, de afacere. Este un eșec de al unei afaceri care bănuiesc că cel care a înființat acele plantații, că există una și lângă Codlea, nu numai cea de care vorbim amândoi, și cam la fel merge. Deci ei nu s-au interesat suficient și bănuiesc că trebuia să ceară și sfatul unor specialiști care... Am înțeles că au fost niște specialiști în paulonia, pe la dumneavoastră, pe la direcție, v-au arătat niște lucruri interesante din lemn de paulonia. Deci acei specialiști sunt, de fapt, producători de material biologic, de plantare. Interesul lor este să vândă. Să-și vândă butașii. Într-adevăr, ne-au arătat niște mostre de lemn de paulonia, este ceva cu care noi nu suntem obișnuiți, un lemn extra ușor și foarte frumos. O fibră extrem de netedă, fără noduri, ceva care într-adevăr este frumos și probabil că în industria lemnului are și căutare, absolut sigur că da, există. Atâta timp cât nu ajunge la dimensiunea de care ziceți dumneavoastră. Deci bețele de la noi nu prea pot fi vândute sub nicio formă. Hey, s-ar putea să le cumpere unii și pe astea, dar sunt mici, adică 3,5 metri, cam așa anticipez eu la o astfel de curtură și o grosime undeva sub 10 cm sau în jur de 10 cm. Adică la 6-7 ani ar trebui să ajungă aproape de 20 de metri și v-am spus, o grosime apreciabilă. Da, acolo e cu totul altceva, da. Haideți să trecem un pic și pe la animale. Cum stăm la capitolul ăsta zootehnic în județul Brașov? Zâmbiți așa, nu cred că stăm prea bine. Din păcate, tot ce înseamnă agricultură tradițională merge relativ rău. Prost, ca să... asta e. E o expresie românească acum. Pentru că prețurile care se practică, putem să luăm orice produs animalier. Prețurile sunt derizorii. La lapte vorbim de 60 de bani. La porc un viu vorbim iară de 4 lei, 3,50 lei. La bovinele adulte în viu vorbim la fel de 3-4 lei. Deci sunt prețuri absolut derizorii care nu acoperă sub niciun fel cheltuielile.
Există, sigur, câteva, de fapt două crescătorii mari de porcine în județ care și procesează carnea și atunci, sigur, că lucrurile se schimbă. Corect, în momentul în care au abatorizat-o, procesat-o și atunci, sigur, că producția este oarecum rentabilă. Mai ales că s-a aflat despre producători ăștia, nu le dăm noi numele, că nu e cazul în emisiune. Și oamenii știu, da, domnule, cumpăr de acolo carne, sigur, sau produse finite. Rețelele de magazine și știm foarte clar că știm. E din producția lor, da. Ei au crescut porcul, ei l-au tăiat și probabilitatea să fie mai bună decât ce găsim în mod normal este, chiar dacă e mai scumpă, e mai mare probabilitatea asta. Da, la lapte sau la bovine în general, efectivele, să zicem că nu sunt în scădere mare față de anii trecuți. Chiar dacă laptele nu e rentabil, acum știți cum e, agricultorul s-a dotat cu de toate și până la urmă nici nu prea are ce face. Nu poate cum să renunțe la afacerea lui. Toți trăim în speranța că odată și odată pornește și piața rusă și că părerea mea sinceră e că prețurile sunt influențate de acest embargo. Da. Și dacă pornește piața rusă, atunci o să-și revină oarecum prețurile. Ce avem noi extrem de dezvoltat în județ, probabil printre cele mai bune județe din țară, la capitolul creșterea păsărilor. Aici, într-adevăr, avem marile complexe de creștere a curcilor, a puilor de carne și a găinilor ouătoare. Avem, per total, un efectiv undeva în jur de 2 milioane de păsări, de găini și curci. Pentru că există un mare complex de creștere, de fapt, două. Un complex mare și o fermă mai mică, dar două unități mari de creștere a curcilor cu aproape 600.000 de curci. Deci e o cifră fantastică. Pentru România. Da. Da, există într-adevăr, le cam știm așa noi, da, că trăim pe aici pe la Brașov și cam știm cum se numește, pe unde îi găsim. Într-adevăr, carnea de curcan nu zice nimeni curcă. Vedeți că aici e o problemă. Nu zice nimeni, da, carne de curcă, e ce de curcan, că sună mai... Specia, denumirea speciei este curcan. Curcan, da. Da. Carnea de curcan a căpătat, știu eu, o importanță mai mare în ultimii 4-5 ani, da, nu prea se discuta înainte. Încet, încet ne obișnuim cu ideea că putem mânca și așa ceva. Este mai bună, să zicem, într-o oarecare măsură decât carnea de pui, da? Da. Acum depinde și de gust, că și carnea de struț o fi bună pentru unii, dar nu mănâncă toată lumea. Da, dar nu avem crescătorii de gen, deci... Dar știți că eu am un prieten care a zis că trebuie să-mi dea neapărat un ou de struț să-mi facă o omletă într-o dimineață. Cred, dar nu știu dacă o să puteți mânca singur. Păi nu, asta mă gândesc, într-o dimineață, o săptămână întreagă sau o singură zi, în fiecare dimineață. Dar, mă rog, mi-a și arătat un ou de struț. Știți că în județ există niște struți la niște pensiuni, dar nu putem să spunem că e vorba de o afacere. Da. Adevărul e că și să-i chinui păstruții aia, mai, na, nu prea sunt, mai, sunt păsări care trăiesc în zone unde zăpada și frigul nu prea au ce căuta. Sunt, da, s-au dezvoltat în altă însă, parte. Însă să știți că rezistă foarte bine la temperaturi reduse. Deci în deșerturile din Africa, noaptea este frig. Și ca atare, în cazul în care le asiguri un grajd, poți să le ții și iarna și chiar să le dai drumul afară în padoc la minus 10-15 grade, nu pățesc nimic. A, sigur, iasă la o plimbare și se duc înapoi. Da, bravo. Da, asta cu păsările exotice ar putea fi și ăsta un business până la, da, urmă. Dar cum ar fi să mergem la hipermarket să ne luăm ouă de struț? Ar fi interesant. Nu cred că ar fi totuși rentabil, pentru că struțul produce un număr mic de ouă și în general sunt folosite ouăle pentru incubație și pentru că produsul obținut, puiul și carnea reprezintă o valoare mult mai mare decât ouă. Cu siguranță. Așa măcar o dată în viață ar fi bine, mâncăm și cu nouă de struț, nu știu. N-am încercat, dar promit să încerc. De ce nu? Uite, mă gândeam acum apropo de vaci, că tot am deschis discuția asta. Există vaci de-astea, Angus, tot felul de specii.
nu s-ar adapta și la noi? S-a adaptat struțul? Există rase de carne. Avem în jur de 2000 de capete în județ. Ferme foarte mari, nu, dar una din cele două complexe de porci are și o fermă de vaci pentru carne. Nu neapărat sunt toate din rase de carne, sunt și vaci de rasă bălțată românească, însămânțate artificial cu material seminal de rase de carne și produsul hibrid este sau are o carne mult superioară bălțatei românești. Se apropie extrem de mult de calitatea raselor de carne. Și ritmul de creștere, în general, la orice hibrid, vorbim de la toate speciile, hibridul are un ritm de creștere mult mai mare decât oricare din cei doi părinți. Există un așa numit fenomen de heterozis care accentuează ritmul de creștere. Da, mă gândesc că mergi într-un restaurant în care ceri un muș de vită argentiniană, de exemplu, da, care are un preț foarte mare, adică față de cât știm noi că se dă pe kilogramul de carne de vacă în viu, da? Vorbim de 5-6 lei, probabil pe acolo, și te duci și plătești 100 de lei pentru o bucățică de mușchi, te gândești de două ori așa, știi? Și de asta mă gândeam ca și business, dar iarăși ține de organizare, iarăși ține de, haideți să punem 6 fermieri, 7, 10, câți om fi mai răsăriți în Transilvania. Hai să punem toți mână de la mână, să ne organizăm, că avem pășuni în țara asta, nu știu, ne-a dat Dumnezeu, numai nu ne-a băgat în sac de toate. Și stăm și ne uităm. Și dacă mergi de la Brașov și până la Cluj, pe drum, pe stânga și pe așa dreapta, vezi pârloagă, zici că nu muncește nimeni în țara asta. Bine, mă rog, pe aici mai puțin, pe la noi, prin sud, prin Moldova, prin alte părți, mai mult. Dar și la noi se vede. Vedeți, există și o problemă de gastronomie până la urmă, pentru că noi consumăm cu mult mai multă plăcere carnea de porc. Vorbesc în general, sigur că există excepții, dar consumul de carne de vită este extrem de redus la păi români. Păi s-o vândă, domnul și consilier, s-o vândă la ăștia care mănâncă carne de vită mai mult decât noi. Da, așa este. Numai că ceea ce vă spuneam cu piața europeană e valabil și la prețul sau și la carnea de bovine. Prețul pentru acești tăurași de carne nu este cel de care vorbeam la carnea de animale adulte. Sigur că acolo prețurile sunt mai mari, dar, în general, totuși, nu există piață suficient de dezvoltată și, din cauza asta, lumea nu trece pe producția de carne, pentru că orice vacă care nu produce 2.000-2.500 de litri de lapte într-o fermă de acasă, de la țară, nu merită ținută pentru lapte și atunci ea ar putea să fie însămânțată cu material de carne, dar v-am spus, prețurile oferite sunt încă mici și acolo. Avem pe final de emisiune așa, se tot vorbește, toată lumea e speriată, deșertificarea României în 50 de ani, în 100 de ani, în 400 de ani, în 200 de ani, nimeni nu știe cu exactitate. Sunt zone din România care din aride au devenit deșertice și așa mai departe. Avem problema asta? Este una reală sau încearcă unii să ne sperie că se plictisesc? Nu, există într-adevăr o tendință, știți foarte bine, de încălzire globală și ca atare în anumite zone ale țării există sau se înregistrează o lipsă de precipitații în anumite perioade. Sudul Olteniei, sudul Moldovei, chiar și Bărăganu, nu mai funcționează acele sisteme de irigații care, la vremea lor, pot să spun că nu au fost făcute degeaba. Păi da, deci, dar le-au furat imediat după ele au fost gândite la un moment dat, sigur că așa e la noi, completăm cu tot ce putem. Această tendință de încălzire o observăm și la noi, în județ. Vreau să vă spun că recent am fost în vestul țării, de la Cluj spre vest e verde tot. Deci acolo, într-adevăr, a plouat mult.
Noi putem spune că în Brașov n-am prea avut parte de precipitații. Sigur, excludem municipiul și excludem Rama Montană, dar eu locuiesc la Ormeniș și de la Hanul din Ardeal, deci de la Bârsă spre Nord, au fost mult mai puține ploi ca aici în oraș. Suntem aici sub munte, se rupe aici, da, norul, exact. Corect. Hai să zicem că ploile de ieri și de azi au completat oarecum deficitul, dar mai trebuie apă. Mai trebuie apă. Există culturile de toamnă, porumbul, specla de zahăr și plantele de nutreți, pentru că noi totdeauna ignorăm fânețele, pășunile, nu prea vorbim de ele, dar în momentul în care nu plouă, animalele nu prea mai au ce mânca. Și atunci avem o altă problemă. Și atunci o altă problemă, pentru că nu mai avem lapte. Corect. Mulțumim frumos pentru participarea la emisiune, pentru lucrurile pe care ni le-a spus. Sunt lucruri pe care le auzim în fiecare zi și trăim așa cu impresia, lasă-ne, că ne ducem la hipermarket, mâncăm orice, luăm de la supermarket iarăși, mâncăm orice. E bine să mai căscăm și ok, e bine să ne uităm la emisiunile astea, că nu o să vină nimeni să ne spună mură în gură, băi, luați aia și luați aia și luați aia, că nu te lasă legea. Dar e bine să te uiți la câte o emisiune de genul ăsta cu oameni care se pricep la agricultură și la ce înseamnă agricultură la modul generic și să încercăm să extragem din emisiunile astea niște lucruri interesante, dacă avem răbdare. O seară plăcută tuturor, rămâneți alături de RTT.